Politica de transferuri de la FG Botoșani a dat până acum roade, având în vedere succesul de care a avut parte trupa moldoveană. Cu ajutorul antrenorului Valeriu Iftime aduce la club jucătorii care nu erau doriți la echipele lor, pe care îi transformă apoi în veritabile staruri. Așa s-a întâmplat cu Hervin Onjenda, Malcolm Enciuma sau Marco Duganzici. Iar un mare merit îi aparține lui Marius Croitoru, care pare a fi creierul din spatele acestei operațiuni. Cea mai mare poveste de succes a Botoșaniului a avut loc în urmă cu șase ani, când Fece Botoșani a reușit să îl vândă pe Michael Engado Slaviei Praga în schimbul sumei de 1,4 milioane de euro. Apărătorul sosise la Botoșani în anul 2014, la un an după promovarea echipei în Liga I și a petrecut două sezoane în Moldova devenind capitanul echipei. Michael Engado făcuse pasul la Botoșani de la Nuremberg, formație care a considerat că nu mai are nevoie de acesta și l-a lăsat să plece de la club liber de contract. Între timp, apărătorul central a devenit internațional Camerun în însumând 48 de apariții și 4 goluri pentru țara sa. Dacă Nuremberg încă se zbate în Zwei Bundesliga, Gado este aproape de transferul carierei la Lyon. Conform unei publicații internaționale, fotbalistul vândut de către Slavia Praga lui Ghent este dorit cu insistență de către Peter Böz în urma sezonului de coșmar pe care l-a avut formația franceză. După ce prindea semifinalele Ligii Campionilor în anul 2020, Lyon a reușit să se claseze doar pe locul 8 în actuala stagiune și nu va evolua în cu Pele europene din sezonul viitor. Fosta campioană a Franței are mari probleme în compartimentul defensiv și l-a identificat pe Michael Ngado, drept unul dintre cei mai valoroși fundași din campionatul belgian și ca o soluție pentru echipa sa. 54 de apariții, 7 goluri și 3 pase decisive însumase în suma Sengado în perioada petrecută la Botoșani.